de gâște în autobuz, mi-au făcut capul calendar, dar nu mai iau o pauză. Ce se întâmplă aici? Se face un drum. Lucrări mărețe. Spre carieră. Ce se întâmplă? Ce au făcut, frate? Doi străini. O altercație. Ăsta care stă cu spatele. Ăsta cu roata. Ce care stă jos? Sunt doi străini acolo. Poliția pleca mai jos, că a fost un accident mai jos cu 100 de metri. Un tip cu mașina a trecut peste roata unui biciclist și poliția a plecat jos. Mamă, câte accidente! Vine ambulanța. Ambulanța pentru cel rănit, că celălalt a tăiat-o la deal. A plecat de la locul accidentului. Altercații. Cei doi tineri străini implicați în incident au coborât de aici de sus, de aici cu greble, cu drujbă, și sunt cu mașinile parcate acolo. Au plecat la vale. Deci ei lucrează aici. Uite, unul e cu mașina albastră, unul din ei, celălalt cu cea albă. Da. Stând eu așa și uitându-mă, mi-a picat fisa. Deci aici se lucrează la pista de biciclete care coboară din Postăvaru și vor să continue la pietrele lui Solomon. Da, așa este. Ia să mă apropii. Și aici e... nu știu ce e. Aici este un bunker. 1925. Ce-o fi asta? Cam ciudat. Ce e aici? Oh! Bazin de apă aici. Și aici prea plin. Doamne.
ferește. Nu știu ce e. Iar aici cred că e pista de biciclete. Și tinerii aceia străini, că vorbeau doar în engleză, cred că lucrează aici, voluntari. Așa. Și românii îi iau la bătaie. Ia uite ce au făcut aici. Da? Da. Așa este. Ia uite ce au făcut aici. E bine să mai vin în poiană din când în când, că mai aflu lucruri noi. Se lucrează la noua pistă de biciclete care coboară din Pustăvaru și va ajunge la pietrele lui Solomon. Aici sunt în poiană lângă izvorul din carieră. Lucrări ample aici. De aici începe. Traseu ciclist montan. Da. Ce carieră. Fosta carieră. Și aici izvorul. Plante florite, ce culoare frumoase au. Și aici niște poteci. De fapt două. Am intrat aici la umbră. Aici e cariera. Aici am găsit un zid. Un zid de piatră. Ce reprezintă? Nu-mi dau seama. Ce-o fi cu zidul ăsta? Lată de foc. Ia să vedem. Incredibil. Ce-o fi cu zidul ăsta? Multe chestii mai descoper. Chiar multe. Stai mai vechi. Stai mai recent, parcă. De la izvor am luat-o prin pădure, dar aici nu era asfalt. Multe se mai schimbă în Brașov și se schimbă în bine. O să vedem cât ține asfaltul. Sau e până aici, la vile. Da. Aici e vila
domnului Țiriac. Da. Mă miram și eu. Deci drumul e la fel. Un drum foarte frumos de plimbat. Cabina nu funcționează. Cum așa, o fi închisă? De ce oare? Vreau să stau și eu undeva la umbră. Că ai rezervă de putere acolo. Da, da, trebuie mai, și ții mai tragi doi după tine. Ulise, mute-ți puțin picioarele pe față. Pe fața pe deală, nu mută-le, ascultă un om bătrân. Da, și un pic mai aici. Pune-le pe față. Aici. Gata. Pe fața pedalelor, câte față poți și se duce singură. Nu trebuie să te mai închizi. Ce, nu mai? Păi, intram pe altă tu. Vreau să-și ajung. Doar până acolo. Da. Panta mare. Dar ce, nu mai e baterie sau? Are, dar pornim în fața lumea. E și cale și n-a fost cale. Picioarele mai pe fața pedalelor. Asta e coapele de pe. Am traversat în continuare de la Bradu, înainte, traversa pădurea, aici am coborât, poate ca și drumul principal ies mai sus undeva. Aici, pe drumul ăsta, foarte multe urme de urs, excremente de urs. Aici e zona lor, aici e un brad foarte mare. Și aici cred că ies la Salvamont, spre telegondolă. Iar aici am văzut un copac imens, plin de flori, de soc. Deci, bradul ăsta, cât e de mare. Incredibil. Și am văzut așa braduri așa. Și mai e unul lângă el. Deci am unul 60 și vine aproape până în piept.
Avem și număr. Da. Era foarte bătrân, foarte mare. Telegondola funcționează? Vai ce cald e, vai ce a strănutat. Nene, și uite ce a apărut aici. Ce cabană. Interesantă.